prin încadrarea mai multor polițiști. Așa s-ar putea rezolva problema deficitului de personal din cadrul structurilor de ordine și siguranță publică. Printr-o hotărâre de guvern, Ministerul Afacerilor Interne a obținut reducerea perioadei de școlarizare și mărirea numărului de locuri la școlile de agenți și subofițeri. Sindicaliștii au tras numeroase semnale de alarmă și au cerut atât pregătirea mai multor tineri pentru o carieră în poliție, reducerea perioadei de școlarizare a studenților la școlile polițienești și implicit concentrarea materiei astfel încât aceasta să poată fi predată într-un an de studiu. În urma sesizărilor făcute de sindicaliști și a statisticilor îngrijorătoare care arată deficitul de personal din cadrul structurilor MAI, guvernul a luat măsuri. Așadar, a fost adoptată o hotărâre prin care cifra de școlarizare va crește de la 1434 la 8190 de locuri, iar perioada de școlarizare va scădea de la 2 ani la unul singur. Prin această hotărâre vor fi organizate 3 sesiuni de admitere în fiecare an. Aveam două variante. Ori să atragem personal din surse externe, adică de pe stradă, ori să ne gândim la această formulă în care reducem timpul de școlarizare și creștem în același timp cifra de școlarizare. Deja, cu sprijinul Ministerului Educației, am redus timpul de școlarizare de la 2 ani la 1 an, am și crescut cifra de școlarizare. Dacă am fi mers pe varianta în care am fi acoperit un număr mare din deficit din angajări din surse externe, eu cred că am fi afectat planul profesionalism. Noi ne dorim să avem în sistem și mai ales în stradă, în sectorul de ordine publică, personal bine pregătit. La școlile de specialitate, doritorii unei cariere în cadrul structurilor de ordine și siguranță publică vor putea învăța pe lângă teorie tehnici de legitimare, control, constatare și sancționare și pregătire tactică. În ce constă aceasta? Băi, lasă-mă! Ce nu înțelegi, mă? Ce fie, mă? Băi, mă! Atenție, puțin! La găsirea numită în poziție, la găsirea cu transmisie și aștept și de la ea după multa ideață. Mai departe, bravo! Ce spun polițiștii despre acest proiect? Este o inițiativă bună, inclusiv eu am doar un an de școlarizare și este suficient pentru tot ceea ce înseamnă pregătirea tehnico-tactică. Oricum, polițiștii învață mai mult în stradă această meserie, aș adăuga însă că nu este suficient. Trebuie să se facă ceva pentru ca oamenii să nu mai plece și ca această meserie să devină din nou atractivă și să-i determine pe polițiști să rămână în sistem până la pensie, a declarat Daniel Avasilcăi, președintele sindicatului Europol Constanța. Ținem să-i mulțumim, doamnei ministru, că a acceptat ideea noastră de acum câteva luni, când îi tot atrăgeam atenția că vom intra într-un colaps din punct de vedere al resurselor umane și am furnizat această soluție noi SNPPC-ul, prin domnul Coarn, atât de blamat după aceea și acum văd că doamna ministru de interne îi acceptă, să zicem așa, soluțiile pe care noi le dăm, mă repet, de câteva luni de zile. Credeți că sunt suficiente aceste măsuri? Nu sunt suficiente pentru că acea gaură de 20.000 de indicatori, de 20.000 de locuri din structurile interne, nu va putea fi astupată cu ghilimele de rigoare, da? Atât de repede, pentru că trebuie să ne gândim și la plecările la pensie între timp și pe cale naturală, că mai și murim dintre polițiști. Ce măsuri ar mai putea fi adăugate hotărârii deja aprobate? Păi nu știu dacă vor mai putea fi alte măsuri decât această sursă externă care oricum nu cred că va avea o eficiență foarte mare din punct de vedere al calității în serviciul polițienesc. Hotărârea de guvern adoptată face parte dintr-un pachet legislativ și managerial care va fi aplicat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Acesta are ca scop reducerea deficitului de personal, creșterea gradului de protecție a angajaților și îmbunătățirea dotărilor pe care angajații MAI le-au la dispoziție. Prin această modificare, promoțiile vor putea ajunge la un număr de 3.000-5.000 de absolvenți anual.